paranormal case bântuite. Paranormalul, fenomenele care au ieșit din sfera normalului, au atras întotdeauna curiozitatea oamenilor. Termenul este folosit și în parapsihologie și are de-a face cu fenomene ca telepatia, percepția extrasenzorială, telechinezia, precum și în existența după moarte ca reîncarnarea, fantomele și bântuirile. Termenul de paranormal mai este folosit și în fenomene mai puțin spirituale, precum OZN-urile și în domeniul de criptozoologie. Ideile despre casele bântuite și au originea în filme precum The Amityville Horror. În timp ce pentru preoții catolici și creștini este ceva obișnuit să binecuvânteze o casă sau să efectueze un exorcism de rutină, pentru sceptici existența demonilor, a fantomelor și a spiritelor este pusă la îndoială. În majoritatea cazurilor, oamenii au auzit zgomote ciudate, au văzut siluete ale unor oameni decedați sau obiecte care se deplasau fără vreun mijloc de locomoție. Până la urmă, halucinațiile sunt oarecum naturale, chiar dacă nu sunt frecvente și sunt neobișnuite. Persoanele ce locuiau în case bântuite relatau că simțeau prezență în cameră, iar temperatura scădea și auzeau zgomote ciudate. Acestea nu mai țin de imaginație. Oamenii de știință care au investigat locurile bântuite au descoperit că în acele case există o sursă ce provoacă frecvențe scăzute. Cercetătorii au ajuns la concluzia că acele câmpuri electromagnetice provocau acele senzații ciudate. Robin Deland conducea mașina noaptea târziu pe un drum de munte în statul Colorado, pe unde cu greu s-ar fi putut intersecta două mașini. La un moment dat, în lumina farurilor a apărut un câine. Mașina aproape că l-a lovit. Robin a pus frână brusc și a recunoscut câinele. Acesta era Jeff al său, care murise cu o jumătate de an în urmă. Robin a coborât din mașină și a început să strige câinele, care de câteva luni nu mai era printre cei vii. Însă Jeff nu s-a întors deloc. El mergea înainte, către o curbă atât de strânsă încât din locul unde se afla Robin nu se vedea nimic. Când a ajuns acolo, acesta a observat că era un perete de munte surpat imediat după curbă. Bolovanii se rupseseră din perete și blocau tot drumul. Atunci când te aflai în mișcare, nu ai fi avut cum să-l observi la timp pentru a evita o tragedie. Însă, unde era Jeff, se vedeau, el fiind cel care i-a salvat viața. Robin l-a căutat prin prejur, dar fantoma câinelui său dispăruse. Din păcate, aceste genuri de întâmplări paranormale nu pot fi demonstrate, totul bazându-se pe relatările celui ce a fost implicat în presupusul fenomen paranormal. Un soldat american care își satisfăcea stagiul militar în Germania, înainte de a-i se termina stagiul, a apărut la el acasă, undeva la marginea orașului Detroit, în momentul în care mama sa pregătea micul dejun. El i-a zâmbit și a spus: "Nu pot să stau prea mult nici măcar la micul dejun, am venit numai să-mi iau rămas bun." După ce a spus aceste cuvinte, s-a întors și a ieșit afară. Mama uimită a ieșit în fugă după el, dar fiul dispăruse deja. Seara târziu, în aceea zi, la această familie a venit un ofițer care le-a spus că fiul lor a murit în urma unei întâmplări nefericite cu o oră înainte de apariția sa acasă. Un doctor psiholog din Marea Britanie numit Richard Wiseman a studiat serios aparițiile fantomatice, iar pentru asta a construit el însuși o casă mântuită, în care fenomenele înfricoșătoare să înceapă la comandă. Doctorul este de părere că explicația fantomelor constă într-o combinație în care intră frica, schimbările de temperatură, câmpurile electromagnetice și infrasunetele. Toate aceste ingrediente duc la senzații ciudate, clasificate de unii drept fenomene paranormale. În opinia doctorului, casele bântuite sunt construite în zone cu anomalii magnetice în apropierea cărora se găsesc surse, naturale sau artificiale, de câmpuri electrice și de sunete de joasă frecvență, situate la limita inferioară a sensibilității urechii omenești. După studiile realizate de Wiseman, infrasunetele și anumite câmpuri electromagnetice pot induce o senzație de disconfort, ba chiar și halucinații. Totul se întărește dacă persoana aflată în acel loc crede în stafii, generând convingerea sa că asistă la apariția unor fantome, mai ales dacă se află într-o casă care se spune că este bântuită sau care poate inspira prezența acestora. În podelele și pereții casei realizate de doctor, a ascuns generatoare de câmpuri electromagnetice și infrasunete, iar în spatele tablourilor a pus ventilatoare ce vor trimite din când în când curenți de aer reci. Toate detaliile, arhitectura, zugrăveala, mobilierul a fost elaborat în așa fel încât să inspire teamă, restul urmând să fie făcut de aparatură electronică. Un asemenea test a fost realizat și difuzat pe canalul Discovery. O casă se spune că este bântuită dacă se găsesc activități paranormale sau apariția unor fantome, spirite rele sau fenomene poltergeist. Unii cred că aceste case bântuite au legătură cu spiritele oamenilor care au trăit în acea casă sau care au ocupat cu mult timp în urmă acel teren și care au murit în urma unor tragedii precum crimă sau suicid.
Se spune că spiritele celor care au murit rămân pe pământ dacă nu au terminat ceva de făcut, dacă au ceva de rezolvat. Din vechi timpuri, oamenii apelau la exorciști pentru a scoate fantomele și spiritele malefice din casele lor prin exorcism. Însă, în ziua de astăzi, aceste case sunt folosite mai mult pentru atracție turistică și sunt aranjate în așa fel încât simpla arhitectură să provoace frică. Lupta cu diavolul este practicată din cele mai vechi timpuri, consemnată de cronicarii din antichitate și până în zilele noastre. Scoaterea duhurilor din obiecte sau case și-a păstrat și în prezent același caracter arhaic și deseori barbar din vechime. Mitologia românească este plină de slugi ale diavolului, strigoi, vrăjitoare, solomonari. Mircea Eliade spunea că românii cred că Dumnezeu a creat lumina împreună cu dracul și au făcut chiar și un pact, cerul și viii a lui Dumnezeu, iar pământul și morții pentru dracul. Ulterior, dracul s-a făcut al dracului și Dumnezeu a regretat pactul făcut. Sfântul Petru a recuperat acel zapis, dar dracul n-a renunțat niciodată la dreptul lui. De atunci există și obiceiul de a veghea mortul 3 zile, ca să nu încapă sufletul lui pe mâna diavolului. Românul, de fapt, nu lupta pe viață și pe moarte cu diavolul, ci încerca să îl păcălească, asemenea lui Ivan Turbincă din basmul rusesc. Prin diversele cercetări realizate de oamenii de știință, au reușit să deslușească unele mistere paranormale. Senzațiile strane, zgomotele ciudate sau alte fenomene numite paranormale au o legătură cu infrasunetele și câmpurile electromagnetice. În alte cazuri, fantomele filmate s-au dovedit a fi trucate, uneori fiind recunoscute de persoana în cauză. Alte relatări a unui contact cu fantomă s-a presupus a fi simple halucinații, imagini construite de creier atunci când informațiile din exterior sunt ambigue. Există însă și cazuri nerezolvate sau fenomene care s-au întâmplat, însă nu există nicio dovadă adusă de un martor. În unele cazuri, martorii aducând doar explicații fără valoare, fantomele există, am văzut una. Credința în fantome. Credința în fantome este legată de conceptul străvechi de animism, cuvânt care provine din latină și este o credință ca toate ființele care, atât animate cât și animate, au suflet. Religiile lumii au credință în fantome. Hinduismul, budismul, iudaismul, toate aceste religii învață adepții că fantomele chiar există. În Coran și în Biblie sunt găsite câteva referințe la fantome. Clubul Fantomelor a fost fondat în Londra în anul 1862 și este cea mai veche organizație din lume pentru cercetarea fantomelor și a fenomenelor paranormale, atrăgând membri precum Charles Dickens și Sir William Crookes. Potrivit unor surse, unul din primii americani care au încercat să folosească tehnologia în vânătoarea de fantome a fost Thomas Alva Edison. Deși în unele referințe se zice că Edison nu ar fi reușit să realizeze o mașină de înregistrare a fantomelor, alte surse contrazic această informație. Deși nu există nicio dovadă științifică a existenței fantomelor, de-a lungul istoriei, fantomele oamenilor au fost adesea pictate ca fiind o reprezentare a persoanei care a trăit, fiind îmbrăcate în hainele purtate atunci când a murit. Se crede că acestea apar sub forma de ceață. Câțiva antropologi cred că aceste viziuni provin dintr-o veche percepție, cuvântul respirație ar fi echivalent cu sufletul. Unele cazuri în care fantomele au fost pozate au fost fie trucate, fie erori din pricina filmului. Nu s-au făcut studii prea aprofundate, însă neurologii sunt convinși că nu există decât în mintea noastră. Nu pare surprinzător faptul că fantomele apar în contexte foarte slab iluminate. Atunci când informația care vine din exterior este ambiguă, creierul poate construi imagini plecând de la modele existente, astfel că uneori putem vedea dimineața când ne trezim încrețitura unei haine, un chip sau orice altă formă. De la aceste fenomene normale până la existența fantomelor, mai este nevoie doar de un singur lucru, de credință primitivă în animism.